O situație incredibilă a avut loc în Bacău. Mascații au pus la pământ și au încătușat un tânăr care se plimba pe stradă cu un pistol de jucărie. Păi acolo? Ia să închid pe acolo. Haideți, vă rog, vine cu api pe azi. L-au prins ce? Vine cu acești filmează. Am adus-a noi. Da? Ce faci? Tânărul de 29 de ani se plimba nestingherit pe străzi cu un pistol în mână. Speriați, oamenii care l-au văzut au sunat imediat la 112 și au alertat autoritățile. Polițiștii, dar și mascații au ajuns imediat la fața locului. Ce mai e la tine? A dublet, ne scoate eu din bucă. O să-ți faci, măi, ridică piciorul. Oamenii legii s-au mobilizat, au făcut cercetări și imediat l-au identificat pe tânărul care se plimba cu arma pe stradă. Acesta a fost săltat de pe terasa unui restaurant, el a fost încătușat în plină stradă de mascație, după cum puteți vedea și în imagini, iar ulterior a fost ridicat și dus la sediul poliției pentru audieri. Din primele verificări efectuate de către polițiștii serviciului arme explozive și substanțe periculoase, a rezultat că pistolul în cauză este unul de jucărie confecționat din material plastic. Se continuă verificările cu privire la evenimentul sesizat, urmând a se dispune măsuri potrivit cadrului legal. Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.